apropiem de finalul ciclului nostru de studiu despre identitatea noastră ca și femei și ca și bărbați. Mai avem doar câteva lecții în acest ciclu de studiu și această lecție probabil că va fi cea mai succintă, cea mai scurtă din diverse motive. Asta nu înseamnă că este mai puțin importantă, este la fel de importantă ca și toate care le-am privit până acest moment. Doar este un aspect despre care Biblia nu spune foarte mult și ca tare nici noi nu vrem ca să abuzăm și să vorbim mai mult decât spune Scriptura, dar totuși este un aspect important. Știți că ne-am propus să discutăm, să studiem în această seară despre felul în care această identitate dată de Dumnezeu, de bărbat, de femeie, se manifestă în diferite cadre. Și în această seară vrem să ne uităm la identitatea noastră trăită în cadrul societății, în cadrul lumii acesteia în care ne aflăm. Și este o dilemă, sau începe să fie din ce în ce mai mult o dilemă, să discuți despre trăirea identității tale de gen, de bărbat sau de femeie, într-o lume care din ce în ce mai mult vrea să fie într-un fel asexuală din punct de vedere de identitate, din punct de vedere chiar și biologic. Dacă vedeți ceea ce se întâmplă pe internet, ceea ce se întâmplă în țările vestice, ei ar vrea ca să dispară aceste distincții, dacă ar fi posibil, de distincție biologică, de distincție legală între bărbat și femeie, iar vrea ca aceste distincții să fie inexistente. Și lucrul acesta face ca această discuție să fie ceva incomodă și deși în România încă ne aflăm la câțiva în distanță de a simți impactul total al acestei mișcări, să știți că și aici deja se văd semne de așa ceva și trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva. De altfel, mișcarea feministă, nume care și-a însușit această mișcare care, să zicem, există într-o oarecare formă de ceva vreme, are la bază dorința de a răsturna identitatea aceasta diferențiată a genului. Practic, acesta este blestemul Evei. Femeia de la început a vrut să iasă de sub autoritatea sub care a fost pusă și să fie în egalitate de rol, nu doar de esență, nu doar de egalitate ca și persoană, ci de rol, să fie egală, să ia deciziile, să hotărască ea, să nu fie la locul la care a pus-o Dumnezeu. Ba mai mult, cu anii care au trecut în istorie, mișcarea feministă n-a tins doar spre egalitate și spre superioritate. Odată ce mișcarea feministă și-a atins anumite scopuri, și anume dreptul de vot, care sunt scopuri bune și nobile și ar trebui să fie aplaudate într-un fel, și-a propus să meargă un pas mai încolo de egalitate. Acum se cere superioritate prin această mișcare față de bărbați și dincolo de aceasta este cum ar fi ultimul val, dacă le-am gândit la ele ca și valuri, cum sunt valurile carismatice, ultimul val este să nu mai fie nicio distinție, da? Cel mai bine ar fi să nu mai fie nicio distinție. Adică dacă tu vrei să fii bărbat, chiar dacă ești femeie, poți să fii bărbat sau să te consideri bărbat. Dacă tu vrei să fii femeie, chiar dacă ești bărbat și așa mai departe. Și acum există, așa zic ei, nu mai există genul binar, există un spectru nedefinit de genuri. Gloria Steinem, care este mama feminismului modern, cei care n-ați auzit de ea, sunteți mai bine cuvântați decât mine din punctul acesta de vedere. Eu am avut ocazia chiar să o întâlnesc personal când eram în liceu, a ținut un discurs la liceul nostru. Gloria Steinem în 1971 spunea în felul următor. Noi, adică feminiștii, feministele, discutăm despre o societate în care nu vor fi alte roluri sau alte distinții
decât cele alese sau câștigate de noi. Da? Asta era viziunea mișcării feministe în 1971. Altfel spus, o societate în care bărbat sau femeie, cu toate distincțiile și implicațiile care provin din aceste identități elementare, de a fi bărbat, de a fi femeie, să dispară. Să fie un relativism total din punct de vedere de identitate sexuală sau, de fapt, de orice alt fel de identitate. Prostia aceasta se duce la culme. Prostia filosofiei relativiste, care vine și spune că totul este relativ. Da? Adevărul este relativ. Ce e adevărat pentru tine, e adevărat doar pentru tine. Ce e adevărat pentru mine, e adevărat doar pentru mine. Și eu nu pot ca să judec adevărul tău și tu nu poți ca să judeci adevărul meu. Asta este într-o coajă de nucă filosofia relativistă, care foarte repede veți vedea că nu funcționează. Nu funcționează, da? Dacă te duci undeva și zici cât costă mașina respectivă, 10.000 de euro. Păi cine 2.000 de euro? Stai, dar 10.000. Păi ce-i 10.000 pentru tine, e 2.000 pentru mine, știi, totul e relativ. Păi nu tot e relativ, nu merge așa, da? Sau zicea cineva, mi-a plăcut foarte mult pe Facebook, despre oameni aceștia care au început să se identifice ca și ceva. Eu mă identific ca și femeie. Sau eu mă identific ca și tigru și tu trebuie ca să respecti faptul că eu mă identific așa tare. Și au început să se dea legi în America, de exemplu, în care dacă tu te identifici ca și ceva, trebuie ca să ți se respecte decizia respectivă. Și zicea cineva pe Facebook, un român, cred, că el va merge la ambasada Americii și o să le spună că el se identifică și american, să-i dea pașaport. Și o să vadă americanii că nu funcționează identificarea asta relativistă, că o să zică, măi, nu se poate, nu ești american. Păi dar de ce nu? Că mă identific, da? Dar tendința aceasta a acestei mișcări, care a evoluat și a degenerat și acum cred că este total scăpată de sub control, este că aceste distincții de orice natură, până la urmă, să se spulbere. Să nu mai existe distincții naturale, să nu mai existe distincții decretate prin vreo moralitate superioară, din afară, de la Dumnezeu, ci singurele distincții, cum zicea Gloria Steinem, sunt cele care tu hotărăști. Dacă tu astăzi vrei să fii un tigru, cine îți poate spune că tu nu ești tigru? Da? Dacă mâine vrei să fii un câine, mâine ești câine. Dacă vrei după aia să fii o pisică sau un bărbat sau orice ar fi, tu hotărăști cum să fii distins. Nu ți se poate spune din partea cuiva sau nu ți poate spune genetica ta sau biologia ta că tu ești ceva. Da? Și acolo vor ca să ajungă acești oameni și lucrurile acestea vin rapid. Mult mai rapid decât ne imaginăm. Chiar și în societatea în care trăim. Discutam cu cineva care îmi povestea despre o discuție avută referitor la cineva care studiază pedagogie la Cluj și povestea faptul că deja profesori din cadrul studiilor de pedagogie la Cluj discută, probabil că nu este în curriculum oficial, discută și îndeamnă studenții la pedagogie ca să nu mai presupună genul unui copil, ci să fie sensibil și să întrebe pe copil, la Cluj, să discute asemenea lucruri. Dar nu doar în America, nu doar în țările nordice din Europa, la Cluj să discută asemenea lucruri. Poate încă nu la nivel oficial, da? Dar în scurt timp, cu siguranță, cei din Europa ne vor ajuta să ne modernizăm și din punctul acesta de vedere. Ca atare, chiar dacă anumite discuții de genul par distante pentru noi în România, sunt extrem de relevante pentru că suntem în pragul acestor evenimente chiar și aici în România și vom fi bombardați de tot felul de proiecte de lege, de tot felul de schimbări care sunt pe rol și care până la urmă, din păcate, nu cred că societatea românească va face față la asaltul acesta pentru că nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți nici măcar noi ca și evanghelici, cu atât mai mult bisericile tradiționale din România, mă refer la Biserica Ortodoxă, la Biserica Catolică sau la Biserica Reformată, Maghiară și așa mai departe, nu sunt pregătite deloc pentru așa ceva, trăiesc într-o bulă, trăiesc într-o amăgire că noi suntem români, noi suntem creștini, la noi nu o să se poată așa ceva și în scurt timp, zic eu maxim 10 ani, o să fim șocați la schimbările care
se vor implementa în societatea noastră, dar noi ca și români, mai mult de atât ca și creștini, trebuie să fim pregătiți și să știm cum să ne raportăm. Astăzi, pe scurt, vrem să ne uităm la această întrebare. Cum ne exprimăm sau cum trăim identitatea noastră de gen, care am văzut că este dată de la Dumnezeu, în societate. Da? Și când spunem identitatea de gen, știți că ne referim la tot ceea ce înseamnă această identitate, adică înțelegem că genul nostru nu este doar o distinție biologică sau genetică, ci este într-adevăr și o distinție psihologică, emoțională, adică tot ceea ce iese din această identitate. Când Dumnezeu ne-a creat bărbat sau femeie, ne-a creat cu un ADN emoțional, psihologic și chiar și fizic, cu niște distincții care Dumnezeu le-a intenționat ca să fie evidente, ca să fie scoase în evidență, să fie celebrate și să fie trăite în aceste cadre care le-am văzut în familie, în biserică, în societate. Și această întrebare este una dificilă din două puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că trăim din ce în ce mai mult într-o societate relativistă, într-o societate obscură din acest punct de vedere. Trăim într-o societate care a trecut și trece din ce în ce mai mult printr-o revoluție a genului, o revoluție sexuală care nu mai știe cum să se raporteze în mod concret la aceste întrebări. Da? Pe de o parte avem această dificultate și cum ne raportăm noi la această societate, mai ales la generațiile tinere care vin cu tot felul de idei. Și pe de altă parte este o problemă dificilă, pentru că deși Biblia spune foarte, foarte mult, și am văzut lucrul acesta, despre identitatea noastră ca și bărbați, ca și femei, deși Biblia spune foarte mult despre identitatea noastră ca și bărbați și ca și femei în cadrul familiei, în cadrul bisericii, nu spune foarte mult în sensul de restricții sau prescripții foarte specifice pe tema acestor roluri în societate. Biblia cumva lasă de înțeles că dacă aceste roluri sunt respectate, sunt onorate, sunt practicate în cadrul familiei și în cadrul bisericii, cadrul social cumva se manifestă în mod normal de la sine. Există anumite ghidaje, dar este foarte succint tratat în Sfintele Scripturi. Altfel spus, Biblia nu este foarte explicită despre felul în care aceste distincții, care le-am evidențiat, între bărbați și femei, trebuie să fie aplicate în cadrul societății. În cadrul familiei am văzut că sunt prescripții, adică sunt imperative, da? Bărbatul este responsabil să fie așa, să facă cu tare. Femeia este responsabilă să fie în felul acesta, să aibă această atitudine, această dispoziție, să facă următoarele lucruri. Deci este foarte ușor ca să ai niște parametri în care să operezi în cadrul familiei. De exemplu, că există porunci și există restricții. Există imperative și există restricții. Dar fă aia, nu fă aia. Dar este foarte clar. De asemenea, în cadrul bisericii, deși mulți ar vrea ca în cadrul bisericii să fie doar libertate, există libertate în Duhul, nu libertate în sensul că nu există reguli. Există reguli, da? Femeia nu îi permite Scriptura să dea învățătură, să exercite autoritate. Bărbații au o responsabilitate specială de a cârmui, de a avea un rol de autoritate prin învățătură, prin cârmuirea bisericii. Da, există niște parametri foarte clar definiți. Dar în cadrul societății nu avem, de exemplu, o restricție clară că femeia nu ar putea fi într-o poziție de autoritate peste alți bărbați. Da? Biblia nu tratează în mod deosebit lucrurile acestea. Nici măcar nu-și propune lucrurile acestea într-un mod deosebit. Să zică, să fie undeva într-o epistolă, haideți să vă învăț cum să vă comportați ca și femei și ca și bărbați în societate. Eu cred că autorii Scripturii și Duhul Sfânt lasă de înțeles că această realitate este doar o extensie a identității noastre elementare ca și bărbați și ca și femei și a identității noastre manifestate în aceste cadre lăsate de Dumnezeu în familie și în biserică, care sunt temelia societății.
Dacă eu sunt bărbat și sunt bărbat în cadrul familiei, și dacă eu sunt bărbat și sunt bărbat duhovnicesc în cadrul bisericii, atunci voi fi un bărbat duhovnicesc și în cadrul societății. Inversul nu este adevărat. Nu pot fi un bărbat duhovnicesc în cadrul societății, dar să nu fiu un bărbat duhovnicesc în cadrul bisericii și în cadrul familiei. Ordinea este aceasta. Familie, biserică, societate. Societatea se clădește pe spatele familiei și a bisericii. Nu poți avea o societate, cel puțin nu una sănătoasă, fără familii biblice și fără biserici biblice. Da? Ce facem atunci? Cum navigăm acest subiect? Țineți minte, cred că am învățat împreună din Sfintele Scripturi despre cum să luăm hotărâri, cum să ne ghidăm în deciziile noastre după voia lui Dumnezeu și am zis că acolo unde există o prescripție sau o interdicție clară, decizia devine simplă pentru noi. Da? Ce este interzis? Este interzis. Dacă Dumnezeu spune femeia să tacă în adunare, poate să vină cine a vrea, cu ce a vrea, cu ce teologie, cu ce explicații, nu contează, da? Este o interdicție. Femeia trebuie să tacă în adunare, nu este permis să dea învățătură, nu este permis să exercite autoritate peste bărbați, nu există nicio scăpare de la această interdicție. Și orice femeie duhovnicească se uită la acest cadru, la acest parametri și zice, este clar, eu trebuie să tac în adunare, da? Oriunde este o interdicție, trebuie ca să respectăm acea interdicție. Oriunde este o prescripție, adică o poruncă, faceți aia, da? Trebuie să facem acel lucru. Este foarte, foarte simplu. Dar rețineți că sunt acele aspecte unde Biblia nu se pronunță în acest fel foarte specific. Adică nu avem o interdicție sau o poruncă la care putem să apelăm și să spunem asta spune Biblia. Și am învățat că în acele momente, acele decizii care într-un fel nu vizează ceva specific, sunt lăsate la libertatea, la latitudinea creștinului. Înseamnă aceasta că puteți face sau putem face orice? Nu, nu înseamnă aceasta. Înseamnă că, am văzut atunci împreună, trebuie să ne ghidăm după principiile biblice și să căutăm cu înțelepciune, care o cerem de la Dumnezeu, care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, care deslușește Cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră și în inima noastră, să căutăm cu înțelepciune, să încercăm să fim ascultători față de principiile care le găsim în Sfintele Scripturi. Să luăm decizii motivate de principiile biblice. Motivate de principiile biblice aplicate în viața noastră prin Duhul Sfânt. Și asta este misiunea noastră în această seară, să ne ghidăm după principiile biblice referitoare la problema genului și să încercăm să avem câteva puncte de reper pentru a naviga prin această întrebare. Când ne batem de probleme, ca și femei și bărbați, despre cum ar trebui noi să trăim, ca și identitatea noastră de bărbat, de femeie în societate, să avem câteva puncte de reper. Să înțelegem mecanismul acesta prin care ar trebui să privim la ce spune Biblia explicit ca și principiu și să încercăm să-l aplicăm la acea situație. 3 sau 4 principii aș vrea ca să vi le expun în această seară. Cu siguranță sunt mai multe. Probabil că vom avea și timp ca să discutăm la timpul de întrebări. Dacă sunt întrebări, dacă vrem ca să mai completăm și în anumite cazuri specifice. Primul principiu este că trebuie ca să acceptăm și să îmbrățișăm aceste distinții biblice între bărbat și femeie. Am văzut că Biblia prezintă pe bărbat ca și având o identitate distinctă, un ADN a ceea ce înseamnă să fii bărbat, o dispoziție, o inclinație. Sunt anumite lucruri care ar trebui să facă parte din ADN-ul bărbătesc. De asemenea, am văzut că și femeia are o identitate particulară, lucruri care o identifică pe ea, lucruri care ar trebui să o preocupe pe ea, care apasă pe inima ei, un ADN feminin. Și am explorat împreună ce înseamnă aceste două identități, cum ar trebui aceste identități să facă parte din felul în care noi gândim despre trăirea lor, despre experimentarea lor în cadrul societății. Simplu, atunci când ne gândim despre aceste roluri în societate, un lucru care trebuie să fim siguri că facem este să respectăm
acest principiu biblic care sublinează aceste distincții. Să căutăm să le îmbrățișăm, aceste distincții, și nu să le ignorăm sau să le marginalizăm. Altfel spus, când se discută despre o problemă socială sau o problemă profesională, cum ar fi unde să lucrez eu ca și femeie, da? Sau ce ar trebui să fac eu în societate ca și bărbat, trebuie ca să căutăm să subliniem aceste distincții, să ne bucurăm în ele, nu să le marginalizăm. A căuta să ignori aceste distincții, a căuta ca să le marginalizezi, distincțiile dintre sexe, este antibiblic. Dumnezeu vrea ca noi să celebrăm aceste distincții, să le scoatem în evidență, de aceea le-a pus în noi. Ele comunică ceva despre intenția lui Dumnezeu. Deci a spune, ca și femeie, de exemplu, vreau să-mi caut un job. Asta nu are nicio treabă despre rolul meu ca și femeie. Asta nu are nicio treabă despre identitatea mea ca și femeie. Despre ADN-ul meu croit de Dumnezeu, ca și o făptură care are împlinirea ei între anumite cadre, prin anumite roluri. Job-ul-i carieră. Fac ce vreau. Da? Asta e altceva. Identitatea mea ca și femeie duhovnicească este altceva. Cariera e altceva. Este total eronat să gândim în acest fel. De asemenea, și noi ca și bărbați. Fi bărbat în familie, după Biblie, da, am înțeles, dar în societate e altceva, acolo sunt alte reguli. Nu. A fi bărbat după Biblie înseamnă a fi bărbat peste tot după Biblie. A fi femeie după Biblie înseamnă a fi femeie după Biblie peste tot. A te uita la trăsăturile acelea biblice a unei femei și a unui bărbat duhovnicesc și a încerca să vezi cum le pot eu sublinia, cum le pot eu celebra, cum pot eu ca și o femeie sau un bărbat să subliniez intenția lui Dumnezeu. Să-mi aleg un job care să sublineze intenția lui Dumnezeu, făcându-mă un bărbat sau pe tine o femeie. Da? Este important să nu încercăm, ca în cadrul societății, să ignorăm aceste distincții, cum de altfel încearcă să facă societatea modernă, ci să căutăm ca ele să fie celebrate, ele să fie subliniate, pentru că Dumnezeu le-a pus acolo și le-a pus în noi ca să comunice ceva din intenția Lui. 2. Trebuie considerate ca și un tipar, ca și un model, rolurile noastre din familie și din biserică. Am văzut de la începutul studiului nostru că identitatea bărbatului și identitatea femeii este întipărită de Dumnezeu încă de la creație. Și am văzut apoi că această identitate este manifestată corespunzător în aceste două cadre, în mod principal, în cadrul familiei și în cadrul bisericii. De ce este important lucrul acesta? Pentru că este greu de crezut că Dumnezeu, când vine vorba de rolul femeii și a bărbatului în societate, acum pur și simplu nu mai ține cont deloc de aceste distincții. Adică ne-a dat aceste două cadre care sunt temelia existenței noastre sociale, familia și biserica, ne-a arătat că acolo trebuie să fie clar vizibile aceste distincții, ne-a dat reguli care sunt evidente și care trebuie respectate în aceste cadre, dar acum, când ajungem în societate, să zicem aici Dumnezeu nu mai vrea să vadă nicio distinție. Ar fi absurd lucrul acesta, da? Întrebarea care trebuie să ne opunem când discutăm despre aceste probleme în societate, nu trebuie să fie dacă este voie ca să fie lucrurile într-un anumit fel, ci cum ar vrea Dumnezeu să fie lucrurile în societate. Și ne uităm la tiparele din biserică și la tiparele din familie și ne închipuim că Dumnezeu ar vrea ceva probabil similar cu ceea ce este în familie, cu ceea ce este în biserică. De exemplu, o femeie nu trebuie să-și pună întrebarea dacă ea poate să fie președintele unei țări sau dacă ea poate să administreze o afacere, dacă are dreptul. Da? Întrebarea este dacă este dorit pentru ea acest lucru, dacă este înțelept pentru ea o asemenea decizie, dacă este locul în care ea va fi cea mai satisfăcută după identitatea care i-a dat-o Dumnezeu. Uitându-ne în cadrele bisericii, uitându-ne în cadrul familiei, este foarte posibil că în cele mai multe cazuri răspunsul ar fi nu. Și este doar ambiția unei femei care o conduce ca să vrea să fie într-o poziție de putere în societate. Nu neapărat că este chemarea lui Dumnezeu pentru ea. Nu neapărat că este cel mai benefic pentru ea. O
Poate este pur și simplu o ambiție păcătoasă. Biblia nu interzice un anumit lucru pentru o femeie și totuși, da? Și totuși, acel lucru poate fi neînțelept, ba chiar păcătos, dacă contravine principiile care Dumnezeu le-a lăsat sau dacă suprapune prioritățile prescrise de Dumnezeu. Câte femei, de exemplu, și n-am ceva în particular cu femeile, doar că exemplele sunt la îndemână, câte femei, de exemplu, n-au abandonat rolul lor, chemarea lor de la Dumnezeu de a fi mame pentru a avea o carieră. Știi, dar uite, de ce nu pot fi eu să fiu avocat? Păi poți să fii avocat. Problema e că ceea ce înseamnă a fi avocat intră în conflict, cap în cap, cu ceea ce necesită de a fi mamă. Un avocat lucrează un anumit număr de ore. Da? Copiii tăi au nevoie de tine în toate orele. Da? Soțul tău are nevoie de tine. Există niște cadre în care ai fost pusă ca și femeie, în biserică, în familie, care sunt prioritare. Nu este că nu poți fi avocat din punct de vedere intelectual, că nu ești capabilă, că legea nu-ți permite sau că Dumnezeu ar interzice prin Scriptură. Dar s-ar putea să fie neînțelept pentru o femeie să-și dorească o anumită carieră care s-ar bate cap în cap cu prioritățile acestea lăsate de Dumnezeu în cadrul familiei și în cadrul bisericii. Ca atare, aceste cadre trebuie luate în considerare. Și trebuie luate ca și principii și trebuie luate ca și prioritate. Da? Dacă Dumnezeu a intenționat aceasta pentru mine ca și femeie, ca și bărbat, în biserică, în familie, cum se armonizează lucrurile acestea cu rolul meu în societate? Da? Cum se armonizează toate aceste lucruri? Și în niciun fel nu trebuie ca deciziile mele în societate, rolul meu, jobul meu și așa mai departe, să contravină tiparul și responsabilitățile din familie și din biserică. Da? 3. Nu doar că trebuie să ne uităm la identitatea noastră ca și bărbat și ca și femeie, cum este ea descrisă. Nu doar că trebuie să ne uităm la aceste cadre speciale în care am fost puși, dar trebuie ca să considerăm în mod particular, în mod personal, fiecare dintre noi, trebuie ca să considerăm care este înzestrarea noastră particulară și care este chemarea noastră personală. Da? Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu anumite aptitudini, cu anumită personalitate. Dumnezeu, am putea spune, Dumnezeu ne-a hotărât. A hotărât pentru fiecare dintre noi să fim ceea ce suntem. Dacă tu ai un anumit coeficient de inteligență, nu este pur și simplu o întâmplare genetică. Da? Nu este pur și simplu pentru că tu ai studiat mai mult. Dacă tu ești un om foarte inteligent, de exemplu. Este hotărârea lui Dumnezeu care ți-a dat acea inteligență. Dacă tu ești foarte puternic și musculos și bătăuș și așa mai departe, da? Nu este pur și simplu ca asta s-a întâmplat că ție ți-a plăcut sportul. Dumnezeu ți-a dat anumite abilități fizice. Dumnezeu te-a creat, te-a făcut, a hotărât ca tu să fii ceea ce ești. Da? De asemenea, Dumnezeu ne-a pus într-o anumită conjunctură. El a hotărât pentru noi, ce înzestrare să avem, ce aptitudini să avem și în ce conjunctură, în ce cadru să ne desfășurăm. Niciunul dintre noi ne-a hotărât în ce familie să se nască, să fie foarte clar, da? Niciunul dintre noi ne-a hotărât dacă atunci când am venit pe lumea aceasta, să venim pe lumea aceasta în Zalău sau în Congo. Astea sunt lucruri care Dumnezeu le-a hotărât. Și la fel cum El a hotărât lucrurile acestea, niciunul dintre noi ne-a hotărât, de exemplu, dacă să fim bărbați sau femeie. Oricât ar vrea ei astăzi să hotărască, lucrurile acestea au fost hotărâte pentru noi. Dumnezeu a hotărât de la genele noastre, de la codul nostru ADN, care ne-a dat ochii albaștri sau maro, părul șaten sau blond, un creier mic sau un creier mare, mușchi puternici sau nu. Toate lucrurile acestea au fost hotărâte pentru noi. De asemenea, locul în care ne-am născut, locul în care trăim, toate lucrurile acestea sunt hotărâte pentru noi. Și aceste particularități trebuie luate în calcul. Care sunt înzestările mele de la Dumnezeu? Care este cadrul în care Dumnezeu m-a pus? Da? Că nu este întâmplător. Pentru mine, de exemplu, personal a fost o frământare ani de zile, deși eu am fost unul care am încercat, din momentul în care am plecat cu familia în Statele Unite, copil fiind,
emigrant, fiind marginalizat într-un fel, am plecat în Anglia, de aici în Anglia am început să vorbesc engleză cu accent britanic, am ajuns la New York, ăia mă băteau pentru că aveam accent britanic, nicăieri nu era bine, da? Și eu vroiam pur și simplu să fiu acceptat și eu am început din toată inima mea ca să fiu american. Eu asta vreau să fiu. Eu nu vreau să aud de român, de România, dar la un moment dat am început să fiu foarte frământat. Băi, nu este la întâmplare că m-am născut român. Nu este la întâmplare că m-am născut în Zalău. Dumnezeu putea direct să rezolve problema ca eu să fiu născut în America. Da? Nu este la întâmplare că sunt într-o familie de români. Nu este la întâmplare că sunt într-o familie de români care sunt pocăiți. Nu este la întâmplare că sunt într-o familie de români pocăiți din Zalău, a cărui tată este slujitor într-o biserică. Da? Lucrurile astea nu sunt la întâmplare. Și a început să mă bântuie gândul acesta. Dacă Dumnezeu ar vrea ca eu să n-am nicio treabă cu neamul românesc, ar fi aranjat lucrurile așa fel, ca eu să nici nu știu, cum nu știu majoritatea americanilor unde e România. Dacă îi întrebi, nu știu. Unde e România? Ce e România? N-au habar, da? Dumnezeu ar putea aranja conjunctura mea în așa fel, încât eu să n-am nicio treabă. Și am început ca să fiu bântuit de gândul acesta. Probabil, începeam să mă gândesc, probabil că Dumnezeu vrea ca eu să am ceva de a face cu identitatea asta de român. Probabil de aceea mi-a dat darul ăsta vorbirii în alte limbi, în limba română, care, din punctul meu de vedere, este printre cele mai grele limbi de pe fața pământului. Da? Cred că maghiara nu mai este mai grea și chineza. Da? Cu tot felul de reguli gramaticale care se schimbă în timp ce vorbește, ei retipărez regulile. Da? Și după aia îți spune lumea pe internet că la secunda 18 trebuia să zici pe care. Am înțeles, asta este. Da? Bun. De ce Dumnezeu m-a pus în conjunctura aceasta? De ce m-a pus cu familia aceasta? De ce m-a făcut bărbat și nu femeie și așa mai departe? Eu trebuie ca să iau în calcul lucrurile acestea. Când stau și mă gândesc care este rolul meu pe pământul acesta. Cum vrea să se folosească Dumnezeu de mine. De asemenea, fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, când se gândește la ce ar trebui eu ca să fiu ca și femeie în societate. Ce ar trebui eu ca să fiu ca și bărbat în societate. Trebuie să te uiți să vezi care sunt destrările mele. În ce cadru m-a pus? Mi-a dat Dumnezeu o familie, mi-a dat Dumnezeu o soție, mi-a dat Dumnezeu copii, m-a pus Dumnezeu într-o anumită biserică. Lucrurile astea sunt determinante când răspunzi la aceste întrebări. De exemplu, hai să luăm așa un exemplu teoretic. Dacă ești o femeie de 35 de ani, căsătorită, cu 2 copii și ajungi la dilema, vrei să-ți alegi un job sau vrei ca să-ți alegi o carieră. Da? Pe de o parte, cum am zis, trebuie luat în calcul identitatea ta ca și femeie. Altfel spus, este acel job compatibil cu acea identitate? Va sublinia caracterul unei femei? Sau va cere ca tu să marginalizezi acea identitate? Va cere ca tu să fii într-o poziție care neagă acea identitate? Da? Tu vrei ca să cauți un job, vrei ca să cauți o carieră care va celebra identitatea ta dată de Dumnezeu și nu va nega acea identitate. Pe de altă parte, trebuie ca să te uiți la cadrul tău și la înzestrarea ta particulară. Ți s-a dat ție, personal. Nu ca și o femeie generică, ci ca și o anumită femeie. Ca și Ozana, da? Sau ca și Liliana. Fiecare vă uitați la persoana dumneavoastră. Vi s-a dat o înzestrare de la Dumnezeu și trebuie să te întreb. Înzestrarea mea, personalitatea mea, este compatibilă cu acel serviciu, cu acea carieră? Dacă Dumnezeu, de exemplu, ar fi vrut ca eu să fiu director de firmă, probabil că m-ar fi înzestrat cu niște abilități benefice pentru un director de firmă. Da? De multe ori vezi oameni cu ambiții din astea. Ei vor ca să fie mari director, dar ei nu pot aduna 4x4 sau 4 plus 4. Cât? Păi, tu ce vrei să faci în viață? Păi eu vreau să fiu contabilă șef. Păi stai un pic, că Dumnezeu te-ar fi înzestrat cu niște abilități. Da? Dacă ar fi vrut ca să fii contabilă șef, ai înzestrările necesare pentru acea meserie. Să știți că sunt oameni care nu pot face 4x4, dar poate sunt foarte înzestrate de Dumnezeu pentru alte joburi. Poate au o inteligență superioară din punct de vedere relațional, emoțional. Poate în alte joburi ar fi extraordinare. Da? Dar la contabilitate, eu n-aș vrea să-mi facă contabilitatea. Da? În al treilea rând, trebuie să te uiți să vezi dacă conjunctura în care te afli tu este potrivită pentru acel job, pentru acea slujbă. Dacă chemarea ta particulară este potrivită pentru acel serviciu. Adică jobul acela,
jobul acela te va obliga să-ți neglijezi, de exemplu, responsabilitățile tale față de copii, față de soț, față de biserică, da? Păi da, dar eu vreau jobul ăsta, care cere sacrificiile astea. Bun, am înțeles. Păi dar nicăieri în Biblie nu spune că nu pot face asta. Bun, am înțeles. Dar Dumnezeu a hotărât să fii femeie. Dar Dumnezeu a hotărât să ai bărbat. Dar Dumnezeu a hotărât să ai copii. Și toate acestea creează un cadru și creează responsabilități și creează priorități care în momentul acela puse în balanță cu dorința ta să fii. Nu știu ce, fac acea dorință păcătoasă. Fac acea carieră păcătoasă dacă te-ar face să neglijezi și să negi identitatea ta, chemarea ta, cadrul care l-a făurit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vroia ca tu să fii altceva decât ceea ce ești, te-ar fi făcut altceva. Te-ar fi pus în alt cadru, da? Te-ar fi născut la Oxford, direct, să faci dreptul acolo. Dumnezeu te-a adus în zalău, prin părinții tăi, ți-a dat o familie, ți-a dat copii, cadrul care îl ai. Și Dumnezeu consideră că în acel cadru tu poți găsi împlinirea necesară. De asemenea, pentru un bărbat. Foarte mulți bărbați care au tot felul de ambiții, tot felul de dorințe și nu iau în calcul nici personalitatea lor dată de Dumnezeu, înzestrarea lor și nici responsabilitățile și cadrul în care se află. Da? Bărbați care au intenții pe care par foarte nobile. Bărbat care vrea să meargă să fie misionar nu știu unde. O dorință nobilă, dar trebuie să te uiți. Dorința aceasta pot ca să o îndeplinesc fără ca eu să fără ca să mă abandonez responsabilitățile date de Dumnezeu? Înainte ca tu ca să vrei să fii misionar, dacă Dumnezeu te-a făcut soț, tată și așa mai departe, atunci tu ai responsabilitățile date de Dumnezeu. Tu trebuie să le iei în calcul și să le pui în echilibru după principiile biblice. Da? În concluzie, lumea în general, când vine vorba de acest subiect și de această manifestare a rolurilor de bărbat și de femeie în societate, a pendulat în extreme păcătoase, a pendulat dintr-o extremă în alta. Ori există o supraaccentuare a genului, cum ar fi societățile patriarhale sau cultura macho, să fii bărbat, asta e important, trebuie să fii bărbat și să fii puternic și să te impui. Și acest lucru se întâmplă mai ales în ultimii ani și în direcția opusă, cu o divinizare a femeii absurdă. Da? Toți am văzut tot felul de chestii cu girl power și fetele sunt mai speciale decât bărbații și o femeie poate face un lucru de 10 ori mai bun decât un bărbat și așa mai departe. Da? Este la mod acum ca femeia să fie divinizată, să fie ridicată în slăv la orice ocazie. Sau să pendulează în cealaltă parte, nu se scoate în evidență prea mult, se subaccentuează lucrurile acestea sau să caută o eradicare totală a genului, cum vedem astăzi cu mișcarea aceasta de relativism a genului. Da? Genul nu mai contează, distincțiile biologice nu mai contează, se încearcă o ștergere totală a identității de gen, de sex, biologică sau de altfel. Dorința noastră este să trăim într-un echilibru, nu între aceste două pendulări, ci într-un echilibru biblic în toate cadrele în care ne-a pus Dumnezeu. Să vedem ce spune Biblia și să trăim după acele principii în familie, în biserică și în societate. Să căutăm, să luăm decizii, să ne trăim viețile în așa fel încât să celebrăm, să accentuăm, să subliniem identitatea de bărbat, identitatea de femeie care Dumnezeu ne-a dat-o. Să facem lucrul acesta ținând cont de distincțiile personalității, identității noastre, ce spune Biblia despre ce ar trebui eu să fiu. Și să caut să subliniez lucrul acesta. Prin ceea ce fac în cartierul meu, prin ceea ce fac la slujba mea, prin ceea ce fac în societate, prin absolut tot. Da? Inclusiv prin felul în care votez. Dacă sunt o femeie și un bărbat după Scriptură, ce spune Biblia despre tendințele mele ca și bărbat și femeie duhovnicească va afecta cum votez, să fie foarte clar. Eu nu pot să vă spun cu ce partid să votați. Dar pot să vă spun că atunci când te duci să votezi, de exemplu, tu trebuie să te uiți. Ce susține acest partid? Ce spun ei despre familie? Ce spun ei despre rolul unei mame? Ce spun ei despre cum să fii un bărbat în societate? Pe ei cam spun împotriva Scripturii. Nu pot vota cu ei. Da? Nu pot vota cu ei. Nu pot pentru că rolul meu este să susțin valorile biblice.
pentru societatea în care trăiesc. Să fim în echilibru, să fim în echilibru referitor de toate principiile biblice referitor la această identitate, da? Și să fiu în echilibru vis-a-vis de înzestrarea și chemarea mea particulară. Fiecare dintre noi are o conjunctură, fiecare se află într-un context, fiecare are lucruri mai accentuate în personalitatea lor, aptitudini mai puternice sau mai slabe și fiecare dintre noi trebuie ca să fie în echilibru față de aceasta. Să mă uit la ceea ce m-a făcut Dumnezeu pe mine și cadrul în care m-a pus, da? Dacă m-a pus într-o familie, trebuie să înțeleg că am un cadru în care mă desfășor. Dacă m-a pus într-o biserică, dacă m-a pus într-un anumit oraș și așa mai departe. Și să căutăm să trăim fidel față de acea chemare specială care ne-a pus-o Dumnezeu, care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia. În acest fel, vom trăi după principiile biblice, vom trăi în ascultare de Scriptură și vom accentua și vom sublinia designul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru noi ca și bărbați și pentru noi ca și femei și vom transmite mesajul care Dumnezeu vrea să-l transmită prin identitatea noastră în familie, în biserică și chiar și în societățile în care trăim.